71 de milioane de lei ar urma să ajungă în România de la Comisia Europeană cu titlu de despăgubire pentru fermierii ce au suferit pierderi din cauza pestei porcine africane. La Comisia Europeană au fost trimise 6.000 de dosare de despăgubiri și 4.000 ar fi fost aprobate, potrivit spuselor ministrului Agriculturii Petre Daia. Imediat ce a scăpat de moțiunea de cenzură inițiată de PNL pentru demiterea sa, ministrul Agriculturii a ieșit la rampă și promite din nou că rezolvă problema despăgubirilor pentru fermierii afectați de pesta porcină. Merge el personal la Comisia Europeană să vadă ce e cu banii. Am fost ieri la Consiliul de Ministri la Viena, am vorbit cu comisarul Hogan. Joi mă duc la comisie, discutăm concret cum putem să luăm banii de acolo, pentru că trebuie o serie întreagă de documente ce trebuie duse, situațiile exacte, pentru a putea fi corect așezate în procedurile pe care le susține Uniunea Europeană. Suntem în contact cu Comisia Europeană și evident vom face ce trebuie, în așa fel încât să aducem banii la bugetul de stat, așa cum am făcut de fiecare dată, a afirmat Petre Daia la Palatul Parlamentului. Partidul Național Liberal a inițiat o moțiune simplă de cenzură intitulată După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daia și a cerut demiterea lui Petre Daia de la cârma Ministerului Agriculturii. Moțiunea a fost respinsă astăzi cu 150 de voturi contra, 93 de voturi pentru, 25 de abțineri și 7 parlamentari care nu au votat. Iată cum s-a apărat ministrul Petre Daia în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură. Nu a făcut Daia sau guvernul Dăncilă acest virus în vreun mojar și l-a pregătit și l-a instalat în țară, sub nicio formă. Am putut păstra indemnă țara timp de 5 ani și rodul tuturor acelora care au făcut, au luat aceste măsuri. Pentru că în 2012 acest virus mătura Ucraina toată. Acest virus era la 20 de kilometri de România. Zâmbetul dumneavoastră plin de sarcasm este dureros pentru cel care vede de aici, în momentul interpretării acestei situații extrem de delicate, cum ne raportăm la o situație dată în România. Până acum, în România nu se cunoaște valoarea exactă a pagubelor provocate de pesta porcină africană.